Pare incredibil astăzi, dar am avut și politicieni care au pus la un moment dat principiile lor mai presus decât frica de moarte. Un astfel de caz este cel al lui Ion Diaconescu, fost deținut politic și după 1989 președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat și președinte al Camerei Deputaților. Pe 18 octombrie 1951, deținutul Ion Diaconescu semna următorul angajament. Subsemnatul Diaconescu Ion, mă oblig prin prezentul angajament să aduc la cunoștința organelor de drept orice informație care interesează securitatea statului, precum și interesele RPR. De asemenea, mă oblig de a păstra stricta conspirativitate asupra angajamentului dat sau asupra sarcinilor ce mi se vor încredința în decursul muncii, precum și asupra informațiunilor ce le voi deține. În caz de divulgare de secret sau în caz că voi tăinui unele informații, neaducând la cunoștință la timp, cer să fiu pedepsit cu legile cunoscute sau necunoscute mie. Pe 22 septembrie 1952, aflat în colonia de muncă Nistru, Ion Diaconescu dă în fața securiștilor următoarea declarație. Referitor la angajamentul luat în fața organelor de drept de la biroul inspecției în ziua de 18 octombrie 1951, nu-l pot respecta din următoarele motive. Mi s-a luat după ce am fost amenințat că fac politică și că dețin informații pe care nu vreau să le spun și că voi fi pedepsit pentru acest lucru și, în consecință, era vorba de ceva care se mărginea la activitatea mea, nu a altora, cum am văzut mai târziu că se cere. Mi s-a dictat angajamentul fără să-mi fie permis a schimba niciun cuvânt și nici nu mi s-a dat voie să-l recitesc, așa că nici nu l-am înțeles exact. Îmi rămăsese că era vorba de chestiuni care periclitează siguranța statului și pe care și așa legea obligă a le aduce la cunoștință. A doua zi, când din discuții am înțeles că mi se cer alte lucruri, am spus că nu am să pot face acest lucru. Mi s-a răspuns să încerc, că voi reuși. Acum, când citesc acest angajament, văd că în el este prevăzut că voi aduce la cunoștință organelor de la biroul inspecție orice informație care ar periclita siguranța statului și interesează RPR, lucru pe care nu l-am făcut deoarece nu am avut cunoștință de nicio astfel de informație. De asemenea, în acel angajament era prevăzut că nu voi tăinui informațiile ce le voi deține, în caz contrar urmând a fi pedepsit de legile în vigoare. Deși timp de un an mi s-a cerut în nenumărate rânduri ca să muncesc în această direcție, să aduc la cunoștință orice informații, nu numai pe cele interesând securitatea statului, eu totuși nu am putut face acest lucru, deoarece structura mea sufletească nu mi-a permis acest lucru. Declar că, indiferent cine va fi cu acest lucru, nu pot face această muncă. Aceasta mi este declarația ce o semnez și o susțin propriu. File din acest dosar de securitate au fost aduse evenimentului istoric de colaboratorul nostru, Roland Cătălin Pena.